Salut, Andrei! Bine ai venit la întâlnirile Startup Cafe! Salut, Alex! Bine v-am găsit! Și salut tuturor celor care ne urmăresc! O să încep cu o întrebare așa mai specială, în sensul că în care tu ești unul dintre specialiștii în e-commerce în România și, presupun că oricum toată lumea te întreabă de piață, eu o să pun problema un pic altfel, așa, în deschidere. Dacă tu te-ai gândit să-ți deschizi în momentul de față un magazin online, în ce nișă ai investi? <laughs> asta e cea mai tare întrebare dintre toate, în sensul că uh, sunt destul de mulți care mă întreabă chestiunea asta încercând să găsească într-un fel sau altul un segment de piață cât mai permisiv și din care, să, din care chiar să facă profit. Uh, în primul rând m-aș orienta către segmente de piață în care marja de adaos este mai mare în care marja de adaos per produs este mai mare. De exemplu, un ITNC sau un Electro IT, marjele sunt destul de mici. E foarte adevărat că dacă ești un magazin puternic, faci volum și atunci se compensează acea marjă mică. Dar itnc este deja un segment destul de aglomerat pe care nu l-aș recomanda decât celor care ar porni, să zicem, la drum cu un minimum de 4 de mii de euro de investit. Minimum. Da? M-aș orienta mai degrabă către segmente de tip fashion, sau către segment de tip articole pentru copii, puericultură, unde marjele de adaos pot ajunge relaxat pe la un 20-30%. Dar este clar că din ce în ce mai multe mămici în momentul ăsta se orientează către achizițiile online, pentru că e mult mai la îndemână adică nu mai trebuie să pleci prin magazine când copilul tău e acasă și trebuie să stai să-l păzești și să ai grijă de el, știi? E că e mult mai simplu să îți faci cumpărăturile online. De asta este un segment care e în continuă dezvoltare în momentul ăsta și chiar, chiar o să evolueze și mai mult. Care crezi că sunt motivele pentru care cresc unele nișe comparativ cu celelalte? Bine, nișa de electro-IT a fost speculată și răspeculată, dar asta care vin din urmă, acum, nu a fost o nevoie pentru ele, din potrivă oamenii în general încep să caute tot mai mult produse din anumite zone? Nu, e, e foarte greu să pui punctul pe ei, adică să pui degetul pe o anumită cauză sau pe un anumit lucru pentru care cresc anumite uh, segmente de piață. Bănuiala mea este că, de exemplu, brandurile mari, care sunt tradiționale în retailul offline și care au intrat în ultima perioadă în online, devin un fel de branduri locomotivă, devin branduri tractor. Este destul de simplu să, uite, toate brandurile din zona de fashion pe care le vedem în mall da, și care au intrat anul trecut și anul ăsta în online și au spus ok, de acum înainte poți să cumperi de la aici, în dem online sau de la Zara online, etc. etc. E destul de simplu pentru utilizator să-l migrezi, pentru clientul tău de tip fidel, să-l migrezi din offline în online pentru că are deja încredere în brandul tău și automat în momentul în care îți intră astfel de branduri pe anumite verticale, pe anumite segmente de piață și segmentele respective încep să crească. O să vedem de exemplu dacă acum vreo 2 ani de zile partea de alimentare și băuturi, partea asta de food online era chiar la pământ, adică nu puteam să vorbim că are vreo pondere în volumul de comerț electronic, nici acum nu este foarte ridicată, dar o să vezi că evoluează câte puțin, câte puțin în urma intrării Carrefour online, Mega Image și așa mai departe. Deci așa cresc piețele într-un fel sau altul. Pe de altă parte, ITNC-ul n-a fost neapărat speculat, ci a fost, să zicem, primul segment de piață care s-a dezvoltat cel mai mult pentru că era destul de simplu să-ți găsești potențialii clienți în piață. Adică cei care cumpărau ITNC cu siguranță aveau deja un laptop sau un calculator, o conexiune la internet, le era destul de la îndemână, erau oarecum în domeniul respectiv și atunci își cumpărau produsele de ITNC de pe net. Fashionul pentru mine personal a fost o surpriză, recunosc acum nu știu 5 ani sau 6 ani de zile spuneam, domne, fashion în România nu se va vinde online. Eu n-am crezut în chestiunea asta și m-am înșelat. Da? Deci în momentul de față, cum spuneam mai devreme, mi-aș deschide magazinul online de fashion. Da. A fost o surpriză pentru mine în, gen, în sensul că mi se părea destul de complicat să probezi, să știi, să-ți cumperi haine fără să le vezi și tot așa. Dar iată că nu există varianta asta în momentul în care ești fidel deja unui brand din offline și cunoști, nu știu, tipologia de produse, croielile, mărimile, E e iar legea te ajută cu atât mai mult să poți să returnezi produsul în 14 zile, why not? De ce să nu cumperi online.